Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Am văzut în secțiunea comentarii tot felul de întrebări, de cum reușesc eu să fac porcii cât mai frumoși și să reziste la greutate în momentul în care sunt mari. Așa cum am mai spus-o în N și N și N videoclipuri, eu, oameni buni, dau o la porci. Aici avem 13 bucăți, cu o greutate cuprinsă între 22 de kilograme și 35 de kilograme, copiii lui tatăl. Iar eu, la fiecare purcel, pentru început, timp de o săptămână, dau câte un ou pe zi. Adică, din acest castron, avem 60 de ouă, undeva la aproape 3 zile ne ajunge să dăm la purcei. Ouăle sunt de la găinile mele, când nu am, mai cumpăr. Așa că, în minutele ce urmează, o să vă arăt și vouă cum le dau. Pur și simplu, iau ouăle și le arunc într-o acă cu coaja cu tot. Coaja ouului conține cel mai bun calciu pe care îl poate asimila un porc. Da? Ei acum sunt agitați, le e foame. O să vă arăt pe finalul videoclipului cu ce viteză mănâncă, ca și hrană sunt hrăniți cu mălai furajen. Pentru cei interesați, sunt și de vânzare. Mă puteți găsi la numărul de telefon 076-50-01-501. Să nu mai lungim, oameni buni, și să ne ducem să punem în troacă ouă pentru purcelușii noștri. Așa cum am spus, începem să aruncăm ouă în troacă, după care o să punem mălaiul la el. Cam așa arată ouăle noastre pentru purceluși. Iar acum să aducem huruiala. Mălaiul, da? În sfârșit au primit masa, mălaiul furajer și cu ouă. Unul s-a aruncat în troacă acolo, nu-l mai scoate de acolo nimeni până când nu se satură. Thank you.
să dau oameni buni, încă o dată, menționez omul, din punctul meu de vedere, este cel mai bun calciu pentru aceste animale. Ajută la osătură, da? Odată cu creșterea animalului, coaja oului este foarte benefică, îl ajută să și crească, se poate observa și nu cred că are cineva ceva de comentat legat de calitate. Se poate observa cu câtă poftă mănâncă, să zic așa. Nu rămâne decât să vă salut. Toate cele bune, numai bine și multă sănătate.